Bună seara, bine ne-am regăsit. O să încercăm să aflăm ce este în mintea politicienilor, pentru că am văzut în ultima perioadă un, un alt scandal. Ei bine, de fiecare dată aceste scandaluri au în centrul lor banii. Banii publici de data aceasta, pentru că este vorba de banii care vin de la noi, de la noi, de la târgujieni. Este vorba de taxele și impozitele pe care le-am plătit noi, pe care le-au plătit agenții economici, patronii de firme, de societăți, anul trecut, din care. O parte a dispărut, nu a dispărut așa, fără ca autoritățile centrale să știe de ei. I-au luat, i-au luat printr-o ordonanță de urgență. Ei bine, acum intervine, de fapt, și subiectul de scandal. PNL și PSD susțin că au făcut diligențe pe lângă guvern să recupereze acești bani. Bine, PNL-ul spune că banii ar veni de la guvern, dar nu ar fi chiar pentru acoperirea găurilor. Discutăm toate aceste chestiuni. A ieșit în spațiul public și liderul PNL Gorj, domnul Ion Iordache și prefectul de Gorj, domnul Iulian Popescu și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Fiecare a avut câte un mesaj. Încercăm să aflăm de la primarul Marcel Romanescu cine minte. Bună seara, domnule Marcel Romanescu. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că Așa cum a început săptămâna, avem posibilitatea să lămurim murim aceste, aceste aspecte. Sincer, Bănesc că nu aveți nu știu, o teamă de cuvintele mai tari. Nu, 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 din potrivă. Din potrivă pentru că, sincer, am crezut că e un început de an în care, cel puțin până în momentul în care se fundamentează bugetele locale, putem să avem liniștea necesară. Noi, aceste informații legate de bugetul municipiului Târgu Jiu și, într-un fel, de prejudicierea bugetului municipiului Târgu Jiu cu 60 de milioane de lei noi sau 600 de miliarde în banii vechi, le aveam de acum două săptămâni. Odată cu comunicarea și colegul dumneavoastră are o prima adresă venită de la Ministerul Finanțelor. Păi, puțin, până acum două săptămâni primăriile din țară nu știau cât pierd? Ba da, tocmai asta când a fost ideea. Calculele? Dacă e o adresă de la Ministerul Finanțelor pe data de, cred că spune aici, 5 sau 6, nu, 16 ani. 16, -a, 16 -a, a 2024, atunci când a fost comunicată oficial, de la, de la, și aici scrie Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală Craiova, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Gorj. Cei de la Gorj ne-au comunicat la toate autoritățile publice locale sumele de care beneficiem pentru bugetul local din impozitul pe venit. Și am aflat cu surprindere că în 2024 bugetul municipiului Jiu este diminuat cu 60 de milioane de lei. Deci asta ați aflat în ianuarie. În ianuarie, la începutul lunii ianuarie. este aportul, cu ghilimelele de rigoare, a această pierdere a unei ordonanțe date A unei ordonanțe trecut. date în noiembrie, ordonanța aceea Trenulețu, în care o parte din sursele care alimentau bugetele locale au fost trecute la bugetul de stat. Adică colectarea se face la bugetul de stat fără ca să se mai repartizeze autorităților publice locale. A fost o mare dezamăgire pe care am avut-o cu toții, pentru că, așa cum vă spuneam astăzi și cum le spuneam și colegilor dumneavoastră, nu numai municipiile din țară au pierdut, ci și orașele și comunele. E adevărat. Toate bugetele, într-o pondere, într -o pentru pondere, o pondere, -o pondere diferită. Nu se adresează doar municipiile. Exact. Toată lumea a pierdut în urma acestei în aceste ordonanțe. Adică, Acum... guvernul a venit și a spus. Dați-ne și nouă la bugetul local niște bani din nu, bugetele voastre locale la bugetul sau vă, central. vă luăm la bugetul, la bugetul central, central ceea ce vă, vi se cuvenea vouă. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că anul trecut, cam în aceeași, vre, în aceeași perioadă, ni se comunica o estimare a bugetelor la nivelul municipiului Târgu Jiu. Și anul trecut aveam, de exemplu, repartiție, acum avem 104, Anul trecut aveam 104, 104 milioane, deci atâta este repartiția pe care am primit-o acum. Însă noi am avut anul trecut 164 de milioane de lei repartizate de la bugetul de stat către municipiul Jiu. Cum este că în fiecare an, așa cum este și această estimare. Estimări 2025, 2026, 2027, în fiecare an apărea o creștere. Eu știu pe din afară, puteți să o vedeți? Da, o vedem și pe... Așa, apărea pe de fiecare pe... dată o creștere, o previziune pe ce ne se va repartiza în 2024. Vorbesc de estimarea din 2023. După cum vedeți și de data aceasta apare o creștere, numai că de la 104, și aici aveți, aveți o altă, de la 164, e ultima, chiar ultima coloană de pe această a doua pagină, invers, acolo unde aveți... De la 164, cât am avut alocat anul trecut, în acest an... <coughs> Din ce vedeți acolo mai avem 100 104. ultima 104. 104 127. Deci 60 de milioane de lei, adică aproape ca procentual 37%. Exact ultim, acolo este de la anterioră. direcția de direcția județeană, ce vedeți primul rând, iar ultima este coloana care ne a fost transmisă de către Asociația Municipiilor din România. Deci municipiul Târgu Jiu a pierdut 37% din ceea ce primeam de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului municipiului Târgu Jiu 37%. Acum v-a spus la de Târgu Jiu. pierdut acești 60 de milioane, milioane de adică lei, 600 de miliarde de lei vechi. De lei vechi, vechi, de lei vechi. Da? Da. care într-un fel ne puneau într o situație nemai întâlnită niciodată în 33 de ani. De fapt, n-ați pierdut, dumneavoastră am pierdut noi din bugetul municipiului cetățenii, Târgu Jiu. Stau cetățenii, luat banii ăștia. La sfârșitul săptămânii trecute, vineri seara, și prefectul Iulian Popescu și senatorul PNL Ion Iordache au ieșit cu niște, să le spun, comunicate, comunicate și cu niște filmulețe în care susțineau că au făcut demersuri la guvern sau pe lângă guvernul României ca municipiul Târgu Jiu, să primească 60 de milioane de lei. Nu, pentru spuneau, și spuneau și pentru ce nu. anume sunt acești bani. Adică ce să faceți dumnealor, dumneavoastră cu ei? Dumnealor Vineri, în speță domnul prefect, a primit o adresă din partea Guvernului României după negocierile de acum o săptămână, de pe data de 18-a pentru că tot în v-am pus la dispoziție este o, exact cea de-a doua adresă în care nu mai apare tabelul în care pe data de 18 a adică cu o săptămână în urma comunicatului dat de către acesta, aceasta este adresa, pe data de 18 a Asociația Municipiilor din România a avut o videoconferință cu prim-ministrul României și cu domnul Boloș. Joi 18 ianuarie, ora 18 ianuarie, da? În acea videoconferință au participat membrii Comitetului Director. Am mare șansă pe care mi-a oferit un mandatul de primar al municipiului Târgu Jiu, să fac parte din comitetul director al Asociației Municipiilor din România, o asociație extrem de puternică. Gândiți-vă astăzi că Asociația Municipiilor din România reprezintă 60% din populația rezidentă la nivel național. Deci în municipiile din țară sunt 60% din cetățenii români. S-a solicitat din partea MRE-ului o întâlnire cu domnul prim-ministru și, după cum vedeți, ne-a fost confirmat faptul că acceptă o întâlnire, e adevărat, în format, în format online. Ne-am întâlnit acolo, am luat cuvântul. Din fericire pentru noi, uh, ulterior, domnul prim-ministru a venit și a spus în felul următor. Îmi dau seama în ce situație sunteți. Oricum, marea majoritate a municipiilor nu puteau închide bugetele și pentru necunoscători trebuie să explic puțin tehnic. Până la urmă, veniturile cu cheltuielile într-un buget trebuie Duse la același nivel. În momentul în care îți dispar peste noapte 60 de milioane de lei din buget, ținând cont de faptul că acele sume le-am avut prevăzute în bugetul din 2023, este aproape imposibil să funcționezi ca autoritate publică locală. Nu te mai gândești la cofinanțări de proiecte, nu te mai gândești la alte proiecte de investiții, ci doar salarizarea și funcționarea. Funcționarea la mine înseamnă tot ceea ce vedeți astăzi că se desfășoară pe raza Municipiului Târgu Jiu întreținere, curățenie, societatea edilitară, societatea Transloc, care ți asigură un serviciu pentru municipiul Târgu Jiu. Noi, cu, fără cele 600 de miliarde, nu mai putem funcționa. Putem să punem lacătul pe primărie sau să fi realizat un buget pe o perioadă determinată de timp. 6 luni de zile, 7 luni de zile, cam atât puteam noi să realizăm un buget, iar după luna șaptea să fi închis primăria, edilitara și Transloc. Ne am dus în acea ședință, am fost printre cei care au dus mesajul colegilor mei din municipiul Târgu Jiu, fiind doar 19 din primarii reședință. Eu am fost cel care am luat cuvântul, mai ales că la acea întâlnire au fost prezenți pe de o parte viceprimarul Bogdan Bejinaru, dar și director din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, partea de buget din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Și s-a ajuns la un consens. Domnul prim a spus în felul următor, că de vă spun, ajungem la un moment dat să demontăm tot ce s-a întâmplat vineri seara. Dragilor, vă înțeleg situația, trebuie să înțelegeți și situația noastră la nivel național, creonată de către ministrul de finanțe domnul Popolescu. Din discuția care a avut loc în la acea întâlnire. însă nu vom putea compensa în totalitate aceste sume. Este greșeala noastră, până la urmă, da, vom compensa Pentru a acoperi din punctul meu de vedere, sumele care au fost în momentul de față trecute în bugetul local pentru acoperirea altor cheltuieli nu vreau să... Alte cheltuieli la nivel național. La nivel național. Posibil, creșteri de pensii... Lor nu le-a fost logic, lor, reprezentanții guvernului, că în momentul în care iau de la localități, din bugetele locale, acoperă la nivel central, dar creează niște găuri locale. Cea mai mare problemă era... Și niște probleme implicite. Cred că n-au înțeles foarte bine. Este pentru prima dată în istoria democrației românești când bugetele naționale... Da? Se închid pe autoritățile publice locale Adică s-a împărțit bugetul în integralitate Ministerul Transportului ia o sumă Ministerul Muncii ia o sumă Ministerul Învățământului ia o sumă Ministerul, nu știu, ce mai era, Agriculturii ia o sumă După ce s-au împărțit toate sumele Au zis, hop, avem o problemă Trebuie să păi dăm mai avem și pe avem și pe ăștia Și conform legii trebuie să le alocăm și lor Pentru că noi avem un procent din impozitul pe venit Ce facem cu ei? Păi le diminuăm sumele Păi cu le diminuăm? Le luăm sumele din bugetele, din bugetele locale. Și atunci, din bugetul municipiului Târgu Jiu, au dispărut 600 de miliarde, 60 de milioane de lei noi. Da? Din bugetul DEVEI au dispărut 1100 de miliarde. 55%. 50, sau peste, peste 55%. 55 da? Mai deva, mai Deva la nu putea funcționa mai mult de 3 luni de zile. Pentru că din 1600 au plecat 1100, ceva în genul ăsta. Adică destul de mult. Ne-am întâlnit cu primul ministru și a spus în felul următor, avem 200 de milioane de euro pe care le aloc din bugetul pe care l-am la dispoziție din fondul din de fond rezervă. De din momentul ăsta, cu cele 200 de milioane de euro, faceți în așa fel încât să compensați o parte din pierderi și aveți garanția mea. Asta a fost, acesta a fost mesajul pe care l-a transmis primul ministru, că până la sfârșitul anului, nicio autoritate publică locală din țară, și ne referam în primul rând la municipii, nu va rămâne sub bugetul pe care l-a avut în 2023. Adică ne așteptăm în perioada, eu cred că spre sfârșitul anului, începând cu septembrie, și ca și acele 200 de milioane pe care nu le avem astăzi prevăzute în buget, să le primim de la, de la Guvernul României, în așa fel încât să încheiem anul 2024 pe bugetul pe care l-am avut în 2023. Acum revin la ceea ce au făcut cei doi distinși domni. N-au înțeles, credeți-mă, la momentul ăsta nu cred că puteau să fie atât de uh, camicaze în condițiile în care știau cu adevărat ce este cu această sumă. A venit la prefectură, domnul Julian Popescu s-a uitat pe o hârtie și Iulian a zis... Julian S-a da, uitat pe o hârtie și a zis, aoleu, trebuie să-i dăm Târgujului 40 de milioane de lei. Extraordinar. Da, stați, unde a văzut Julian Popescu Guvernul a, a trimis, Guvernul a trimis și Consiliul Județean, și primăriei municipiului Târgu Jiu și instituției prefectului să pregătească Materiale. materialul pentru proiectul de hotărâre. Acum au mai venit cu încă o afirmație ulterior că ne-am rugat de domnul prefect să facă demersurile. După ce n-a stat în picioare faptul că s-au luptat pentru acești bani, au venit cu altă gogoriță. Vedeți dumneavoastră, minciuna are picioare scurte. Vedeți, oamenii nu înțeleg, domnule Vă Oamenii nu știu uh, cum funcționează nici, uh, nici domnul Popescu la știe. nivel central, nici la nivel local. Uh, și la nivel local, adică la consilii, că sunt uh, de comune, că sunt de orașe, de municipii, tot așa se întâmplă. Adică, în momentul în care se pregătește o hotărâre, înainte de a fi hotărâre, ea este proiect. Inițiază cineva un proiect um, care o să ajungă ulterior la vot. Ei, Proiectul ăla nu se face în ziua votului, așa cum nici banii ăștia, care bănuiesc că o să ajungă la să Să sperăm, Giu, Să sperăm că vor ajunge. Nu, nu se solicitau în ziua în care se intrau prin. E, e, o, e, o de procedură, e o procedură care se respectă de 30 de ani. Orice autoritate publică locală care are nevoie de o sumă pe care o poate obține din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru face o solicitare în primă fază către instituția prefectului, care este considerată reprezentantul guvernului în teritoriu. Instituția prefectului centralizează aceste solicitări și domnul acolo de la nivelul județului. De Gorj, da? Bă, de, data asta, de data asta, a fost doar solicitare de la Târgu Jiu. Pentru că i s-a comunicat. Păi, au luptat doar pentru Târgu Jiu? Nu, nu, nu de s-a făcut repartiția doar pentru, pentru Târgu Jiu, pentru nu, Dar municipii. de ce să fi luptat doar pentru Târgu Jiu, Nu, nu puteau să lupte pentru Târgu Jiu. Haideți să vă lui... dau în premieră un lucru pe care nu l-am spus până acum. Spre sfârșitul anului s-a mai făcut o repartiție din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru. Pe ordinea de zi, ca să vedeți cât de mult, cât de mult sunt interesați acești domni de municipiul Târgu Jiu, pe ordinea de zi, când a plecat proiectul, de la uh, uh, entitatea care trebuia să-l promoveze, a plecat cu o propunere pentru Târgu Jiu de 6 milioane de lei, adică 60 de miliarde. Da? A fost o întreagă nebunie și în afara ședinței de guvern, dar în timpul ședinței de guvern, mai ales că na, apartenența mea la altă formațiune politică sau apartenența mea ca primar independentă acum, încât s-a tăiat municipiului Târgu Jiu din suma de 6 milioane de euro 6 milioane de lei 3 milioane de lei. Iar în repartiția finală, reprezentanții -a Partidului Național Liberal că au spus că ei nu mai susțin Târgu Jiu, pentru că Târgu Jiu nu mai este sub cupola Partidului Național Liberal. Deci dumneavoastră a făcut o, propun, o solicitare de, de 6 iti, milioane, nu care a mers merge până la până la final, până la promovarea proiectului de hotărâre. Iar în timpul ședinței, reprezentanții Partidului Național Liberal au spus stop la Târgu Jiu nu 6 milioane, că și Jiu nu mai este sub, sub, Partidul Național Liberal 3 milioane de, lei. Deci asta s-a întâmplat într-o ședință de guvern, confirmată de oameni care au fost prezenți la acea ședință. Da? Am mai văzut acum, știți cum e, încearcă, încearcă să rostogolească aceste informații pe care le-au dat vineri, false informații. Și eu v-am spus, în necunoștință de cauză, eu dacă aș fi fost în locul lor și aș fi avut informația completă, ce se întâmplă cu acești bani, n-aș fi ieșit niciodată să vorbesc, mai ales mai mult decât atâta, că ați văzut, cred că, cel puțin de la domnul Ilian Popescu, că de la domnul Iordache nu m-am uitat, că... n-am na, avut timp să urmăresc declarația domnului Iordache, dar domnul Ilian Popescu spunea și ce trebuie să facem cu acei bani. Dumnealui îl vedea, o, o vedea această sumă ca o sumă suplimentară care alimenta bugetul municipiului Târgu Jiu, nu ca o compensare a unei pierderi. Și de spunea, Domnul primar, aveți 400 de miliarde. Din momentul de față, 5 părculețe în Târgu Jiu. Schimbați groapa de gunoi, nu mai trebuie să fie la Slobozia, duceți-o în altă parte, expropiați terenuri. Stația de sortare, duceți-o în altă parte. Dumnealui nu înțelegea fenomenul. Că de fapt, doamna Irina, n-am primit nimic, noi n-am câștigat nimic, de fapt am pierdut. E ca în scenetele cu Caragiale, da? ceva de, de las fierbinți. Dumnealui spune că Târgu Jiu a primit 400 de miliarde, dar a pierdut 600 de miliarde. Adică în momentul de față noi suntem pe pierdere, nu pe câștig. Adică guvernul României ne-a compensat doar o parte din suma pe care nu ne-a nu ne alocat-o din impozitul pe venit. Și dumneavoastră lui deja găsise și sursele. Deci și spunea, m-a surprins cumva când a spus, domne, din aia 400 de miliarde, atenție băieți, 200 de miliarde de trageți pe dreapta asta pentru domnul Iordache, ați înțeles? Nu, -ați atenție, înțeles? nu se pot face păi, chiar astfel de... Păi declarația cu locurile de joacă o, cum vine? Nu, dar banii nu se împart chiar așa. Păi dar domnul împărțise. Banii statului. Domnul, Iord domnul Iulian împărțise, ne-a spus foarte clar, aveți 400 de miliarde, cred că s-a pus seara după ce a primit această informație și a zis, bă, 400 de da, miliarde. A apărut, da, a apărut, asta voiam să vă întreb. <coughs> în acele postări ale domnului Iordache și uh, ale domnului prefect Iulian Popescu a apărut o serie de, așa, cu liniuțe, obiective pe care trebuie să le realizeze. De investiții. Da, 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 da care să se facă din acești bani. Banii ăștia, de fapt, pentru ce sunt? În momentul de față Banii ăștia sunt... recuperați, de fapt, din ceea ce guvernul a luat printr-o ordonanță la bugetul central, lăsând o gaură aici. și v-au dat două treimi înapoi, că mai este o treime de recuperat. Exact. Sperăm că o să fie recuperat. De deci, pentru ce sunt banii ăștia? Banii sunt pentru proiectele care se află în derulare. Noi nu putem să mai scoatem cel puțin, având această sumă, niciun proiect de investiții pentru 2024 până în momentul în care nu ni se completează suma. Acum, nu întâmplător v-am spus că am avut o repartiție în 2022-2023 pentru 2024. Noi, întotdeauna când facem o previziune pe viitor, avem în vedere datele pe care le primim de la Direcția Finanțelor Publice Județene, în care ne spunem felul următor: Domnule, în 2023 aveți 164 de miliarde. În 2024 o să aveți 167 de miliarde. Este singura previziune cât de cât corectă, pe care, singura uh, estimare cât de cât corectă pe care o poate face o instituție publică. Și atunci noi ne-am ghidat după estimările venite de la Ministerul Finanțelor, care ne-au spus în felul următor. Am avut un buget de 164 alocat din impozitul pe venit, în 2024 aveam 167, în 2025 aveam 170. Da? Toate estimările noastre s-au dus în cap în momentul în care ne-a venit noua estimare, în care spuneau că în 2024 de la 170 cât se previziunea să anul trecut, am ajuns la 104 24. miliarde. Și vă dați seama că proiectele noastre curg, pentru că sunt și proiecte multianuale. Nu mai vorbesc de partea de cofinanțare pe proiectele europene. Da? Acolo șansa noastră este că nu neapărat prevăzând ceea ce urmează să se întâmple. Am luat, am contractat un credit de 7 milioane de euro, credit, în destulător pentru, toată, pentru toate proiectele noastre pentru a le putea aduce la bun sfârșit. Deci avem 7 milioane de euro pe 5 ani de zile, o sumă un foarte bancar. mică, un credit bancar, un credit contractat cu o bancă din, din România, un credit care să ne poată asigura acea parte de cofinanțare. Dacă rămâneam ca acele sume care ne reveneau nouă ca autoritate publică locale să le acoperim din bugetul anului 2024, eram, eram închiși. Da? în condițiile în care noi ne asumasem în 2020 în 2021 faptul că pe lângă cele 250 de milioane de euro pe care le-am primit de la Uniunea Europeană, contribuția noastră de 10%, care nu este foarte mică pentru bugetul municipiului Târgu Jiu, chiar dacă procentual vorbim de 90% fonduri europene și 10% contribuția municipiului Târgu Jiu, contribuția municipiului Târgu Jiu este de 25 de milioane de euro, din care am achitat 18 milioane din bugetele anilor trecuți, și a rămas cu o diferență de 7 milioane de euro, pe care o achităm în 2024. Da, o să mergem și la partea asta de investiții, pentru că. Spuneți sume mari, foarte sume mari, foarte, mari, foarte mari și uh, nemulțumirea este totuși mare în municipiul uh, Târgu Jiu pentru că uh, sunt probleme pe străzi, sunt probleme uh, cu circulația, sunt, ajungem și la ele. Dar ca să încheiem că nu vreau sigur, să sigur. monopolizăm uh, orice întrebare legată de acest, uh, cu acest subiect. Astăzi domnul Ion Iordache a dat o declarație colegilor mei de la Infinit și a spus că... Uh, um, de fapt, și-a nuanțat uh, declarația. Prima de, de vineri. vineri. Era post -vineri a spus și de audi. Nu... Că uh, dumnealui a vorbit uh, pentru că Târgu Jiu este, a avut discuții pentru a primi Municipiul Târgu Jiu niște bani, și citesc: Municipiul Târgujiu, fiind în dreptul PNL, am vorbit eu. Um, au fost discuții la care am participat fiecare lider județean, municipiul Târgu Jiu fiind în dreptul PNL la Târgu Jiu Pe argumentul că nu avem agenți economici s-a alocat această sumă Când a trebuit să se facă hotărârea de guvern am constatat că primăria Târgu Jiu nu solicitase bani Adică de asta a fost solicitarea <laughs> ce, domnul... La ce discuție a participat domnul Iordache? La nicio discuție că, uh, uh, Mai este... Este ceva foarte frustrant pentru noi oamenii plătitori de taxe și impozite. Atunci când aflăm că lideri politici, pentru că dumneavoastră spune că a participat în calitate de lider. Încă o dată. De ce banii noștri să fie împărțiți politic, domnule sunt, Romanescu? Sunt mințiți. Păi nu, și când sunt luați politic, nu, e, nu vă simțiți vă simți frustrată? Ba Când da, vrea ca banii, da, banii care reveneau, din România să fie împărțiți într-un mod echitabil și în era, funcție de deci, de contribuțiile... O dată. Noi nu ceream ceva suplimentar. Comunitate. Noi nu ceva suplimentar față de bugetul pe care îl avem uh, realizat în fiecare an. Este dreptul cetățenilor Municipiului Jiu, prin taxele, impozitele pe care le plătesc, să primească o parte din contribuție de la da, bugetul asta de stat. am înțeles. Și, deci, din contră, s-au mai luat niște bani la bugetul, la la bugetul uh, de central. De central. Bugetul, până la urmă, Guvernul României și Ministerul de Finanțe trebuie să găsească și alte surse. Nu surzele care alimentează Să-și acopere găurile. Să acopere de găurile. De nu se ia banii Dar, de la cetățeni. La nicio ce discuție. Domnul Iordache, văzând penibilul situației în care se află, dând o declarație în care și dumnealui și domnul prefect considerau că Târgu Joua a primit suplimentar o anumită sumă în momentul de față încearcă să nuanțeze declarațiile de vineri pentru că v-am spus până vineri am stat cât am putut de liniștit știam care este situația știam de ce negocieri avusesem uh, prin Asociația Municipiilor din România vă garantez un lucru că în afară de această discuție care a avut loc în sistemul online în care primul ministru a spus în felul următor aveți 200 de milioane de euro da, din bugetul pe care l-am la dispoziție prin fondul de rezervă, încercați să compensați pierderile pe care le-au municipiile, municipiile, din țară. Adică prejudiciul care l-am creat de la bugetul consolidat spre autoritățile publice locale. Și cele 200 de milioane de euro astăzi acoperă, că de -aia vă spun că e iarăși o minciună de, cum să vă spun, de neîntâlnit. Cele 200 de milioane de euro de la fondul de rezervă acoperă două treimi din pierdele tuturor autorităților publice locale. Și aici nu s-a discutat de o anumită autoritate ca aparține PNL-ului, UDMR-ului, USR-ului. Vă dau un exemplu. În privința primarilor de la USR, cine a negociat? Sau în privința primarilor de la UDMR? N-a negociat nimeni. Asociația Municipiilor din România reprezintă toți primarii municipiilor din țară. Suntem 109 municipii în țară. Iar când s-a făcut această compensare, s-a făcut pentru toate municipiile din țară care au pierdut în urma acele ordonanțe trenuleț. Repet, din punct de vedere al cetățeanului de rând, care plătește taxe și impozite, ce Că De la an la an am văzut, au fost mai mari taxele, impozitele, orice, orice bani pe care îl dai pentru ceva ce folosești, chiar și pentru mașini, Corect. pentru RCA-uri, pentru roviniete. S-au -au mărit, s-au mărit tarifele. Ei, omul de rând care tot dă. Tot de tot, alimentează bugetul local și bugetul național până la urmă, că parte din acești bani se duc și la bugetul central. Nu înțelege și probabil la un moment dat nemulțumirea crește, că banii aceștia ajung să fie gestionați politic pe de o parte și iată, împărțiți politic, să nu, vină nu. niște oameni și să se certe pe bani niște aici, oameni lideri politici să se certe pe banii a, a, noștri aici, aici, dacă nu apărau acele declarații de vineri seara, mi s-a părut o normalitate, pe urmă un lucru normal că am luat de la guvernul, a luat de la autoritățile publice locale pentru a-și putea la un moment dat completa bugetul la nivel național și ulterior Dându-se seama de faptul că am fost prejudiciați Ca reprezentanții autorităților publice locale Ni s-a compensat o parte din pierdere Aceste sume sunt ale autorităților publice locale Prin legea bugetului de stat Este anormal ca la un moment dat Printr-o ordonanță de urgență Deci încă o dată Printr-o ordonanță de urgență Care are și ea caracter de act normativ Să modifici legea bugetului de stat Care spune foarte clar Că un procent din Se alocă cui? Autorităților publice locale deci nu nu a fost da. o repartiție politică când spui două trei compensare la toate municipiile indiferent de partidul de unde este primarul de municipiu, nu poți să spui că e o repartiție politică. Da, ni s-a compensat în ceea ce am pierdut caz, în acest caz. Dar noi am asistat la foarte multe scandaluri de-a lungul vremii, inclusiv aici, local, inclusiv la Consiliul Județean, când se făceau acele repartizări pentru uat adică pentru localitățile din județ. Știm că erau foarte mulți nemulțumiți dintre cei care nu primeau. Primeau sume mici sau au fost foarte mulți care primeau zero. Acum, ce voiam să vă întreb? Ce se întâmplă dacă uh, diferența aceasta de 20 de milioane nu vi se mai dă. Funcționăm până în luna octombrie. Până în octombrie și din octombrie? Până, din luna octombrie trebuie să căutăm soluții. Da? Deci avem bugetul asigurat pentru cele 10 luni din cele 12 ale anului 2024. Eu însă cred că odată declarat declarat acest lucru de către primul ministru al României, sumele vor fi compensate cum Probabil... s-a găsit o sursă de finanțare pentru două treimi din pierderea care am avut-o, se va găsi și sursa necesară pentru a se alimenta bugetele locale și cu acea treime care astăzi nu se regăsește din păcate în bugetele locale. Probabil un cetățean de rând ar întreba, bine, bine, dar de ce cheltuie municipiul Târgu Jiu pentru funcționare, deci nu pentru investiții, sume atât de mari. Păi nu, nu, stați puțin. La momentul ăsta, primăria municipiului Târgu Jiu, cel puțin în ultimii șase ani de când sunt primar, cu, cum să vă spun, cu mult mai mult în ultimii patru ani de zile, a investit de cinci ori mai mult sume pe zona de dezvoltare, pe investiții, decât pe funcționare. Pe de altă parte, haideți să discutăm puțin. Funcționarea, din punctul meu de vedere, înseamnă și faptul că Cetățenii municipiului Târgu Jiu au un transport în comun care funcționează în parametri optim, da? Nu uitați că acolo an de an se duc aproape 123 de miliarde. 12 milioane 300 în fiecare an se duc pentru subvenționarea transportului în comun. Niciun oraș din țara asta nu funcționează independent doar pe baza biletelor de călătorie. Deci autoritatea publică locală în interesul cetățenilor municipiului Târgu Jiu trebuie să asigure această sumă pe de altă parte, avem o societate, edilitară care se ocupă de întreținerea uh, a tot ceea ce înseamnă municipiul Târgu Jiu. Da? Parcuri, străzi, bulevarde. Eu cred că oamenii în mare parte sunt mulțumiți de ceea ce face Edilitara în privința curățeniei din municipiul Târgu Jiu. Da? Administrează piețele, administrează stadionul și bazinul de not, administrează cimitirul. Da? Sunt foarte multe activități reparațiile curente pe care le avem pe raza municipiului Târgu Jiu. Sunt foarte multe activități care le derulăm prin intermediul societății edilitare. Banii aceia sunt tot bani de funcționare. Da? Deci aici când vorbim de funcționare nu vorbim de salariile pe care trebuie să le asigurăm personalului din cadrul. Vorbim de întreținerea municipiului Târgu Jiu. Suntem totuși un oraș care trebuie și întreținut. Iluminatul public. E adevărat, ne-a scăzut la un moment dat de la 10 milioane cât plăteam până acum, doi ani, până acum, un an de zile la 4 milioane de lei prin acel proiect cu finanțare europeană. Cheltuielile. Da, cheltuielile, costurile pe care le are autoritatea publică locală, dar trebuie să le asiguri. Pentru că cei, de la, cei care ne furnizează energie electrică pot să vină la sfârșitul lunii și să spună, dragilor, nu aveți bani, nu niciun fel de problemă, întrerupem iluminatul public. Nu, nu știu dacă cetățenii municipiului ar accepta nu o lună, nu două luni de zile, două nopți să rămână în beznă uh, orașul tot cheltuiel de funcționare dar vorbim. nu e vorba de a accepta da? ce păi nu... dintr-o localitate este vorba de nivelul păi eu... de, uh, de asta, civilizație asta, asta vă spun... nu putem să coborăm totuși sub uh, la, bugetul care, la, bugetul, la, la bugetul pe care la bugetul pe care l-am avut alocat în primă fază era una dintre variante adică renunțați la 600 de miliarde de momentul la în la care noi tubului. nu trebuia, în trebuia să renunț la ceva deci nu mai puteai funcționa în parametrii optimi, era clar. Sau funcționai în parametrii optimi șapte luni de zile, 8 luni de zile dacă îți creonai bugetul în mod corect și din una august încolo rămâneai în beznă, că nu aveai cum să asiguri pentru un an întreg bugetul de funcționare. Sunt Asta vreau și, să vă spun. Sunt și oameni care eu, probabil ar spune de ce nu mai tăiați din salarii? Nu din salarii. De ce nu renunțați la o parte din funcționari? Că știm, structurile statului sunt cam suprapopulate. Nu, haideți să facem, să facem și dacă am putea să facem trimitere la ceea ce s-a întâmplat. Eu nu, vreau, eu nu discut de trecut, eu discut doar de prezent da? și de ce s-a întâmplat în anii cât am fost primarul municipiului Târgu Jiu. Astăzi, municipalitatea târgujiană, matematic calculat, are atrase 250 de milioane de euro pentru dezvoltarea municipiului Târgu Jiu. Vă dau câteva exemple. 50 de milioane, acele 600 de locuințe care se construiesc. 10 milioane iluminatul public stradal. 50 de milioane transportul în comun. 50 de milioane unități de învățământ. Deci nu mai sume la nivelul 10 de milioane. Da? La 250 de milioane de euro contribuția semnificativă pentru atragerea acestor fonduri europene și-au adus-o angajații din primăria municipiului Târgu Jiu, nu extraterestri. Noi n-am avut firmă de consultanță. Angajații din primăria municipiului Târgu Jiu de șase ani de zile sunt canalizați în această direcție. A fost prioritatea mea numărul unu. Am spus, din momentul în care am ajuns primar, singura noastră șansă de a ieși cumva la suprafață era să atragem fonduri europene. Chiar dacă contribuția noastră a crescut, exact cum vă spuneam și la începutul emisiunii, la 10%, adică 25 de milioane de euro, e foarte mult și să vă spun de ce. Bugetul municipiului Târgu Jiu pe investiții pe un an de zile e de aproape 6 milioane de euro. Iar noi cofinanțarea noastră în ultimii 5 ani de zile, cofinanțarea la proiectele europene a fost de 5 milioane de euro, dacă adică împărțim 50%. Ani... Sută... Care, care au fost la început 2-3%, cam 10% corect, se... cam, cam asta este a fost media, pentru că au apărut dacă vă aduceți aminte două ordonanțe care ne-au pus în situația de a reevalua indicatorii acele ordonanțe, odată cu creșterea prețurilor la materiale, la manoperă, și noi am fost obligați să reevaluăm indicatorii, să dăm o de Consiliu Local pentru indicatorii noi. Și atunci contribuția noastră ca autoritate publică locală la cele 250 de milioane de euro a fost de 25 de milioane de euro. Ce înseamnă asta? Bugetul municipiului Târgu Ju pe investiții, doar cofinanțarea, pe 5 ani de zile. Nu e puțin. Și v-am spus, da, dacă până am mar, De asta vă spuneam că uh, 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 mereu auzim uh, niște sume, uh, nu știu, pe care mintea multora dintre noi uh, nu le percepe în grămăjoare. Știți de ce nu le percepem? Pentru că o parte dintre aceste sume nu sunt la suprafață. Eu sunt convins. Uh, da, nu sunt la suprafață. Dar unde sunt acești bani? În, pe, în, pe teritoriul Municipiului Târgujú, în investițiile din Municipiul Târgu Jiu Eu asta am spus un lucru. Târguziu, în 2026, pentru că am vrut să iau în calcul și cele 600 de apartamente care sunt în momentul de față în evaluare pentru a se construi, și vorbesc permanent de cele 600 de apartamente pentru toți cei care ne urmăresc. Se construiesc, nu e o poveste la momentul acesta. Avem deja trei licitații de în derulare. În, în zona de narciselor. Cele 600 de apartamente noi care se construiesc în zona narciselor, da? Dar când vorbesc de aceste 250 de milioane de euro, de fapt, Vorbim de patrimoniul municipiului Trăgujiu, la care se adaugă prin investiții, că sunt investiții care se realizează pe teritoriul municipiului Târgu Jiu, Patrimoniul crește cu 250 de milioane de euro, Da, da. da adică până bogăția acum, fiecărui cetățean. Dar până, urmă. până acum, domnule Romanescu, din ceea ce s-a luat ca și finanțare pentru proiecte și s-a și executat, cum a detenționat municipiul? Pentru că, nu, de, la nivel, la nivel de, de circulație, nu stăm mai bine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și nu e adevărat din alt motiv. În momentul de față, mai avem doar puțin. Cred că 3 păi sau 4%. Avem, avem străzi sparte în continuare. Păi, nu, încă o dată, nu puteam niciodată ca acele străzi sau lucrările pe care le-am executat în municipiul Jiu și nu le avem într-un singur cartier. Păi Avem pe toate... că sunt peste tot. pentru că investițiile de, de, de ce nu s-au făcut nu se pe zone? Nu se puteau face pe să zone. să nu dăm peste nu, cap nu, nu, întregul nu. Oraș. Iluminatul, iluminatul pe bază de leduri. Încă o dată nu am schimbat becurile. Becurile vechi consumatoare de energie cu leduri. În foarte multe dintre localități au luat acel bec care îl știți dumneavoastră care deja se mătuise prin tot orașul și au pus leduri în locul lor. Nu, am schimbare rețeaua, doamna Irina rețeaua. Adică pe lângă corpul de iluminat, pe lângă stâlpi, am venit și cu rețeaua pe, tot, tra, pe, toate trasele, bulevardelor și străzilor din municipiul Târgu Jiu. Pentru a schimba sistemul de -n transport, n-am venit doar cu 35 de troleibuze. Cea mai bună variantă era să dotez translocul cu 35 de troleibuze. Nu era suficient, pentru că rețelele de transport aveau cel puțin 25 de ani. Dacă vă aduceți aminte că sigur lucrați în presă, că lucrați de foarte mult timp, cel puțin o dată pe lună se rupea o rețea de contact. Da? Rămânea troleul undeva blocat pentru că sârma aia pe care circulă uh, pe lună trolele se rupea. Era de 25 de ani pusă acolo. Deci am schimbat inclusiv contactul la sistemul de transport în Târgu Jiu. Uh, acele stații care încă nu sunt puse sub tensiune. Da? Sunt 47 de stații în municipiul Târgu Jiu, noi nouțe. Pe de altă parte, în zambilelor, cei care locuiesc acolo știu foarte bine. Translocul și-a schimbat în totalitate înfățișarea. Baza translocului este alta, e nou nouță. Societatea transloc este transformată în proporție de 97%. E o altă societate. În interesul cetățenilor din Târgu Jiu, Însă, trebuie să mai schimbăm puțin și mentalitatea, sau mai să mai umblăm puțin și la mentalitatea unora dintre cetățeni, nu la marea majoritate, dar unora dintre cetățeni. Dumnezeu, dacă ai rută de transport de undeva de la Artegu spre 9 mai și ai mijloc de transport de ultimă generație, căi vară, căi iarnă, știți foarte bine ce condiții de transport aveam în trecut, da? Și vezi că transportul în comun nu este tocmai frevent, transportul în comun, transportul cu propriul autoturism nu e tocmai freventabil, folosește transportul în comun. Vreau să vă dau un exemplu și nu vă dau un exemplu de la Botoșani, de la Suceava sau de la Satu Mare, vă dau un, un exemplu pe care l-am văzut, sau trei exemple. Budapesta, Viena și Oslo, loc, uh, 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 capitala Norvegiei, unde am fost acum o lună și jumătate. Zona centrală în Oslo nu este tranzitată decât de mijloacele de transport în comun sau de cei, care vin, interzis, uh, cei care vin cu propriul autoturism. Neșcu, au niște fante pe asfalt. da? Fante, cum ai intrat spre zona semicentrală, 5 euro. Ai intrat și spre zona centrală, 20 de euro. Încă o dată. 20 de euro <coughs> pentru fiecare trecere. Eu când am ajuns prima dată în centru la Oslo, ulterior am mers la Budapesta și la Viena cu echipa de handbal feminin, dar când am ajuns prima dată în centru la Oslo, am crezut, la, că se mai întâmplă și în Târgu Juda, că centru este blocat din cauza unor lucrări. Și am întrebat pe cel care l aveam lângă mine, ghid, a spus, da, nu văd niciun autoturism și n-am stat puțin, am stat, eram pe o terasă și am stat câteva ore. Ce dar nu aveți autoturisme? Că totuși le-am văzut când am intrat în Oslo. Și a spus, nu, domnilor. Am crezut că sunt săraci. Nu, am crezut că sunt bloca e blocat centrul că se lucra. Și nu Oslo, ca și în Târgu se lucrează, să știți. Adică centrul la Oslo, un sfert din el, era cu lucrări de amenajare a pavajelor, străzilor. Și în zona centrală acolo, exact în zona ultracentrală, nu vedeam troleu, autobuz, troleu, tramvai. Și -a zis, ce se întâmplă? Și -a zis, păi, la o limită de vreo 5-6 km de zona centrală, există ca un fel de zone uh, zonă roșie. Da? orice autoturist care trece de acea zonă roșie spre zona centrală este suprataxat. Suprataxarea, v-am spus ce înseamnă. Ai trecut de prima zonă 5 euro, ai trecut de următoarea zonă 20 de euro și cred că când ajungi în zona centrală 50 de euro ca să ajungi să tranzitezi. Păi, acum, noi sistemul de transport în comun, când l-am proiectat, când am stabilit strategia de a-l modifica în totalitate, asta a fost viziunea autorității publice locale. Că o parte dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu, Având, având condiții de ultimă generație și mijloacele de transport astăzi din Târgu Jiu, mă refer la acele troleibuze pe care le am achiziționat, sunt de ultimă generație. Să folosească mijloacele de transport în comun. Da? Și o să și vă gândiți la o Va veni și o mod, nu, nu se pune schimbare nici de se schimb? adică schimbare, se se schimbare de genul acesta, va fi o schimbare, va fi o schimbare de mentalitate în zona centrală. Până în următorii patru ani de zile, în condițiile în care cetățenii și bunul Dumnezeu ne vor da această șansă, de a-i reprezenta și în următorii patru ani de zile, vom face în așa fel încât în zona centrală să nu mai avem același flux. Vă dau un singur exemplu. Și am avut această discuție cu directorii unităților de învățământ. Știți foarte bine că ne plângem că la, mai ales, la ora 8, la ora 8, la ora 12 și la ora 16. E un vacarm în zona centrală, exact în studioul dumneavoastră. Părinte nu. vrea să vină să-și aducă până da. în poarta. Dar vă dau și o soluție. vă dau și o soluție. Sunt trei unități de învățământ astăzi, cel puțin trei unități de învățământ, care comasează aproape jumătate din populația școlară. Școala Ștefulescu, gimnaziul Ștefulescu, școala gimnazială Săvoiu și școala și Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Jumătate din elevii din Târgu Jiu sunt în cele trei unități de învățământ peste Aproape 3.000 de elevi ajung în această, în această zonă. Am putea să avem o soluție, și în primul rând, prin demersurile pe care le fac unitățile de învățământ, am putea face în așa fel încât o treime din acești elevi să înceapă activitatea la șapte și jumătate. Normal că părintele, dacă activitatea elevului începe la șapte și jumătate, se va trezi mai devreme pentru a-l aduce la școală. Da? Și o parte din presiune scade, trece pe, pre, pe perioada 7-7 șapte, șapte și jumătate. O altă treime putem, pot să înceapă activitatea la ora 8.00. Din momentul la încă o treime, trecem perioada 7 și jumătate și 8, că nu o să ajungă nimeni înainte de 7 și jumătate. Iar o altă treime poate să înceapă activitatea dintre elevi la ora 8 și jumătate. Și am rezolvat o parte din aceste probleme. E adevărat că ulterior și ieșirea din unitatea de învățământ trebuie făcută tot în același mod. Imaginați-vă și eu îmi imaginez ceea ce se întâmplă la ora 8.00... În condițiile în care din cei 3.000 de elevi, cel puțin 2.000, și acum e clar că atâta sunt, cel puțin 2.000 de părinți își aduc copii din 2.000, cred că 1.500 cu propriul autoturism, copilul la școală în, în cele trei unități de învățământ, indiferent cât ar fi orașul de mare. Nu ar trebui să fie Târgu Jiu, ar putea să fie Craiova. În momentul în care în aceeași perioadă orară ajung 3.000 de elevi la aceeași oră, lucrurile nu pot fi controlate. Da? Pe de altă parte, acum trebuie să fim sinceri cu noi. Și discuția aceasta am avut-o și cu domnișoara inspector general de la, de la Gorj. Și eu am locuit în zona centrală. Da? Nu mi-am dus niciodată copilul cu propriul autoturism spre școală. Vorbesc spre unitatea de învățământ unde am învățat. Pentru că locuiam undeva în apropierea, apropierea școlii trebuie să ne gândim și să dezvoltăm în mod echilibrat toate unitățile de învățământ, nu numai unitățile de învățământ din zona centrală. De foarte multe ori, părintele și e dreptul dumnealui să facă lucrul ăsta. Stă în Bălești, stă în Drăguțești, în Dănești, sau nu știu, în altă zonă și vrea să-și aducă copilul la școala generală Ștefulescu sau la școala la școala gimnazială Ștefulescu sau la școala gimnazială uh, Săvoiu. Da? Fără să-și dea seama că la un moment dat, prin aducerea copilului dumnealui în zona centrală blochează traficul din Târgu Jiu. Da? Dar v-am spus, trebuie să gândim și astfel de, de, metode, astfel de strategii. Una dintre ele v-am dat eu și sper că unitățile de învățământ la un moment dat în relația cu părinții să se, pună la, să se pună, de acord și să spună, da, dumne, începem noi cu clasele 04 de la ora 7 și jumătate, încep clasele 5-8 de la ora 8, încep clasele 9-12, nu știu cum. Dar soluția trebuie găsită în așa fel încât să nu apară acele ambuteaje Vă, realizați când la ora apar, 8 da? De la ora 8 de dimineață, între 7 și jumătate, ofer un sfert și, și 8. Și 8 și ceva. Așa, că unii mai, mai întârzie poate puțin. La ora 12 când pleacă sau la 1 când pleacă și din zona asta, dar atunci lucrurile se mai împart, că nu pleacă toți la aceeași oră. Dar dimineața, Toată lumea da, ajunge este, în aceeași, în aceeași perioadă orară. Pro, în, Dar v-am spus, mai, mai trebuie să ne obișnui, Trebuie, Dacă cei de la Oslo, cei de la Bratislava, la Viena la fel, da, am văzut, cei de la, din Budapesta s-au obișnuit să folosească mijloacele de transport în comun. Astăzi, cetățeanul din Târgu Jiu nu poate să vină cu următorul răspuns, să spună, domnule, nu pot să folosesc mijloacele de transport în comun, că nu sunt confortabile, că nu au condițiile. Nu, au cele mai bune condiții. Și eu m-aș bucura ca acele mijloace puse la dispoziție începând cu anul 2023 să fie folosite la potențial maxim. Oricum sunt subvenționate. Știți foarte bine că astăzi 85%, 90% din valoarea tichetului de călătorie este subvenționat de către autoritatea publică locală, de fapt, din banii dumneavoastră, din banii da. cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Din banii noștri, din care sperăm să nu mai ia și guvernul, Spuneți-mi, vă rog, pentru că este an de campanie electorală și vedem a început deja campania, campania electorală. Nu știm deocamdată ce contracandidați o să aveți. S-au anunțat pe aici, pe acolo, s-a anunțat câte unul, vedem că mai și migrează între timp, acum e candidat de la o formațiune, săptămâna viitoare de la alta. Campania asta care, în campania asta care vine, că oamenii, să știți, nu o să mai creadă în promisiuni. Cu ce, cu ce o să se iasă, cu scandal? Nu. Deja am văzut că ăsta este trendul. Cu foarte multe scandaluri, cu foarte multe acuze în spațiul public, cu mizerie, cu alte cuvinte. Mizeria va fi promovată de echipa domnului Iordache și asta o spun de un an de zile. Deci, ceea ce va face PNL-ul în toată această campanie electorală va fi doar în an arunca cu, cu mizerii, cu tot felul de prin tot felul de metode. Și o să vedeți ce urmează în perioada următoare. Cu atacul la persoane, cu atacul la familie. Deci este pregătit pentru astfel de campanie dumnealui și toată echipa dumnealui. Deci asta o știm cu toții și ne așteptăm. Pe de altă parte, în ultima perioadă, exceptând acest moment pe care am încercat să le explic, cu aceste dezinformări crase aduse de către cei doi reprezentanți, nu mi se pare normal ca reprezentant al autorității publice locale și ca reprezentant al cetățeanului din Târgu Jiu, să-i las pe acești doi indivizi să-și asume meritele a ce? A nimic? V-am spus, spuneam astăzi unei colegi de-a dumneavoastră la un radio local, că dacă domnul Iordache și cu domnul Popescu reușeau să aducă 40 de milioane municipiului Târgu Jiu, îi făceam cetățeni de onoare. Deci dacă pentru Și că dacă vor aduce de acum o dată, înainte, 40, îi de face Dacă mi-aduc 40 de, de milioane printr-o hotărâre de guvern, le confer titlul de cetățen de onoare ai municipiului Târgu Jiu. Dar încă o dată, nu din pierdele care le au suferit sau din ce dau alții. Pentru că această sumă a fost repartizată de către... Din de care spune domnul ca lider de județ. Să vă spun de ce nu cred. Municipiul Târgu Jiu, în ultimii șapte ani de zile, în șase ani de zile de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, a primit de la guvern 15 milioane de lei. Din fondul de rezervă. Încă o dată, 15 milioane. Iar dumnealor acum spuneau că au adus 40 de milioane de lei. Deci, credeți-mă, nu mi puteam imagina 15, vreodată, cum, pe, toată da? perioada, pe toată perioada celor 6 ani de zile. Atât a primit municipiul Târgu Jiu. Imaginați-vă, exact cum vă spuneam la începutul emisiunii, când domnul Iulian Popescu s-a uitat pe acea hârtie. Și a zis, wow, 40 de milioane la Târgu Jiu. Ce minune. Dar fără să înțeleagă nimic. Și din momentul a pus mâna pe telefonul stăpânului și a spus, stăpâne, guvernul alocă Târgujiului 40 de milioane, noi ce facem? Pe cum ce facem? TikTok. Hai repede pe TikTok. Da? Să spunem ce trebuie să facă Târgujiul cu banii. Încă o dată. Și dacă ne-am dori la un moment dat să respectăm direcția pe care ne-a dat-o domnul Iulian Popescu, Iulian Popescu, da? nu putem să facem. Sumele alea sunt deja angajate prin proiectele pe care noi le avem în derulare din 2023. În 2024, raportat la această sumă, noi nu mai putem deschide alte șantiere. Doamne ajută că putem măcar să le închidem pe cele care le avem da, deschise. A, auziți, ați auzit ce a declarat domnul Ion Iordache. PNL-ul este... Nu, Târgu, târgu Jiu... este încă în dreptul PNL-ului. Acum două luni de zile, domnul Iordache pe mine și pe domnul viceprimar Bejinaru ne-au ne exclus. Ne-au ne exclus din PNL. Nu știu cum a mai rămas... Uh, fotolul de primar presupun, nu primarul, a mai rămas sub uh, mâna domnului, sub șeptul, șeptul domnului Iordache, pentru că noi suntem excluși din punctul dumneavoastră de vedere. Eu nici măcar n-am mai contestat. Păi suntem excluși, astăzi primăria sunt... a rămas în dreptul PNL-ului, păi, cumva. Păi primăria a fost câștigată de PNL, de sigla PNL-ului? Sau a fost câștigată de mine, de Bogdan, de păi, Badrian, fost de ceilalți? A de dumneavoastră sub sigla PNL-ului. Și adică, probabil... Din toată această victorie, doar steagul era de la PNL. Da? Că oamenii erau oamenii care au fost cu noi în competițiile electorale și -a care astăzi nu se mai regăsesc în PNL. Eu când am spus că în PNL n-a mai rămas nimic, n-am mințit cu nimic. Astăzi, odată cu păi nu, plecarea noastră... Nu a mai noastră, rămas nimic din echipa dumneavoastră. Nu, nu a mai, mai sunt oameni Și am văzut Ceea că foarte Cei ce care, ce care au dus cu arcanul pe ultima sută de metri. Da, Oameni care vin... Să servească o cafea sau să meargă la un eveniment bine, uh, uh, cum să vă spun, aranjat cu mâncare și cu băutură, și a doua zi pleacă acasă. Nu sunt oameni care să știe să nu facă campanii care Încă o dată, nu sunt oameni care să știe da. să facă campanii electorale. Credeți-mă, îi cunosc, am văzut. Sunt niște frustrați, unii dintre ei, ascultați-mă, și cu timp o să le dau numele. Frustrații perioadei de mandat ale mele ca primar. Cinci din trei, știți care sunt, și într-o zi o să le dau numele. Oameni care au venit la ușă și mi-au spus în felul următor: Am venit. De ce ați venit? Să ne angajăm. Cum să vă angajați? Păi să ne dați un post în primărie. Și ne-a spus: da, vă prezentați la un concurs." Nu, domn primar, nu, noi vrem să ne angajăm. Astăzi, 5-6 din aia sunt în echipa domnului Iordache la Târgu Jiu. S au alți, pentru că nu am alți, angajat. Alții nu am angajat în primărie, exact, că nu le-am oferit covorul roșu pentru a intra în primărie alții sunt acei oameni de afaceri de bine din Târgu Jiu care au distrus municipiul Târgu Jiu, care au construit cu legile lor, da? cu ochii închiși la primăria municipiului Târgu Jiu, da? oameni de afaceri care din momentul în care am început să impunem anumite reguli au spus dar se putea pe perioada trecută. Noi puteam să facem terasă și lângă mauzoleu, puteam să facem terasă și la uh, unde vroiam noi. Nu ne întreba nimeni de sănătate. Și eu spus, e, uite, s-au mai schimbat lucrurile noi puteam să facem uh, 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 locuințe fără locuri de parcare. Știți că în Târgu Jiu există cel puțin două locații în care astăzi sunt apartamente fără locuri de parcare. Sau adică blocuri. Chiar blocuri, cu câte 40-50 de apartamente, unde nu există locuri de parcare. Și ulterior cetățenii vin parcări. nu, nu, nici măcar în apropierea unei parcări. Au din... una, una dintre clădiri este într o zonă în care locurile de parcare erau ale cetățenilor. Da? Nicolae Bălcescu și cred că spun tot. Alta este lângă spitalul, lângă spitalul 700, unde nu există locuri de parcare. Și oamenii parcau mașina pe stradă. Și la a spus, dragilor, pe reglementările în vigoare, în momentul în care ai construit un dita mai bloc de deci 40-50 de apartamente, trebuie să ai și locuri de parcare. Nu autoritatea publică locală este obligată să-ți dea locuri de parcare. Da? Atunci sunt... când tu, investitor, vrei să, să faci bani Corect. construind și vânzând apoi fiecare apartament trebuie să îi asiguri omului Încă o dată, și ăștia sunt oamenii. Necesar. ăștia sunt oamenii care au anumite frustrări legate de relația pe care au avut-o cu mine, pentru că nu le-am oferit ceea ce își doreau la momentul, ăla, adică mână liberă să facă ce doresc. Da? Și care astăzi sunt în echipa domnului domnului Iordache. Nu mă sperii aceste lucruri, pentru că ea care au stat ani de zile la ușa mea ca să se angajeze fără concurs. Nu se vor putea angaja nici pe perioada domnului Iulian Popescu sau pe perioada domnului Iordache decât la firma domnului Iordache. Într-o instituție publică, fără concurs, nu te poți angaja. Iar dumnealor, vreau neapărat să se Acum, angajeze. Știți cum este. Și concursurile sunt de mai multe feluri. În sfârșit. Nu mai da? avem timp, din păcate. mi aș fi dorit dar, să se prezinte la ele. Dar. O să mai veniți cu siguranță să discutăm pentru că în perioada imediat următoare presimt eu așa că o să se agite și mai mult spiritele. Deja au început, spuneam eu, a început campania electorală încă de anul trecut. Unii politicieni sunt foarte activi. O să vedem pe unde îi regăsim pe fiecare, nu, că nu, nu s-au așezat pe la la lor. Pentru că suntem sunteți spre sfârșit de emisiune, încă o dată, reiterez ce am spus anterior, când vreun politician din județul Gorj va sprijini autoritatea publică locală, chiar cu bani de la bugetul de stat, în valoare de 40 de milioane de lei, în prima ședință, după ce se alocă acea sumă pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, eu declar astăzi, el, cu rudele lui, cu stăpânul lui, îl fac cetățean de onoare. Îl propun pentru cetățean de onoare, pentru că o sumă de 40 de milioane de lei alocată municipiului Târgu Jiu înseamnă investiții majore pe care poți să le realizezi, da? Dar asta nu se va întâmpla niciodată pe perioada mandatului. O să, o, să pe vezi dacă mandatului, o bătălie pe perioada o mandatului. De banal, Doamne ajută, v-am spus în fiecare în fiecare am două ședințe, ședința de ziua, ziua națională în decembrie și ședința de ziua uh, municipiului Târgu Jiu, în care sărbătorim zilele municipiului Târgu Jiu. În fiecare din cele două evenimente, vreau să fac cetățeni de onoare oameni care sprijină municipiul Târgu Jiu așa cum, așa cum încercau să sprijine cei doi reprezentanți care au ieșit public și au spus ce eforturi au făcut ei să ajungă cele 40 de milioane de lei la Târgu Jiu. Încă o dată, vineri seara și ceea ce vă spun este sigur, vineri seara, cei doi nu știau ce cu această sumă. Aveau doar o singură informație, că vor fi repartizați municipiului Târgu Jiu acești, așa, acești bănuți. Și atunci au considerat Bine, acum că e... să sperăm că toată lumea a înțeles ce este cu banii ăștia. Nu sunt bani în plus sau bani Bine, ca nu, hai două. să tragem linie. Nu sunt bani Asta e Târgu Jiu. Are sunt dintr-o gaură pe care guvernul l-a făcut Guvern... de municipiul lui Guvernul, guvernul a, parte, a realizat, guvernul a realizat o gaură de 60 de milioane de lei și tot guvernul, de fapt primul ministru Marcel Ciolacu, a compensat acea pierdere care o înregistra Municipiul Jiu un buget cu 40 de milioane de lei. Din dar cele astăzi 60 dar 40 40. suntem cu minus 20. Deci nu putem să facem ceea ce a spus domnul Iulian Popescu acele investiții, pentru că noi nu putem să acoperim nici măcar sumele pe care deja le avem angajate de la bugetul local. Mulțumesc pentru prezență, vă mai așteptăm aici la TV Sud. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră, tot aici numai bine.